Am adus Volvo acasă și... Bună dimineața și bine v-am găsit la Sneak Peek! Niculeș, ce e acesta Sneak Peek? O să vă explic într-o secundă, dar abia m-am trezit și trebuie să mă trezesc mai bine. M-am gândit că atunci când am niște chestii interesante de făcut, să-mi iau camera cu mine și să fac un fel de daily vlog, să-l numesc Sneak Peek. Wow, ce nume, tare, super, deci tare rău de tot. Așa că dacă o să vă placă Sneak Peek-uri, o să mai faci Sneak Peek-uri. Mă scuzați că mănânc cu batic un cap, dar știți că eu am chelit și nu mai pot să mă suport așa, frate, până nu mă tun periuții, eu nu mai așa. Mai pot, bă, să-mi văd capul, știu că o să-mi stea iurea și cu păr scurt, că na, am chelit și aici așa, așa, dar decât să am așa câteva firi, nu mai pot, să mor. Mulțumim, Doamne, că avem ocazia să mâncăm mâncarea asta. Și am venit și treabă, dar n-aș vrea să vă zic. Viața mea în ultimele două luni, faptul că n-am avut mașină, au fost foarte sedentari și am stat doar în casă, am filmat și am meditat, cam asta am făcut. Dar s-ar putea ca de astăzi să se schimbe lucrurile, dar nu vă spun de ce. Ca să înțelegeți, dacă luăm mașina, trebuie să-i facem și inspecția aia de risc, da? Și de-aia sun acum, în caz de o luăm, să o programez. Alo, bună ziua! Mai de mult am avut un accident cu mașina, iar în urma accidentului ăstuia nu se efectuase inspecția de risc. Mașina este astăzi în serviciu. Puteți să mă ajutați cum am putea să facem o programare? Vin ei încoa, vin eu la ei sau cum se face inspecția asta de risc? Trebuie să las legătura la leasing, cei de la leasing se ocupă cu partea de programare în această situație, deci trebuie vorbi cu dumneavoastră. Păi... ei mi-au zis să sun la voi. Ce? Deci ca să vezi ce înseamnă România. E ca și cum te duci la maica ta să întrebi ceva și zice du-te la taic. Tu te duci la taic și zice nu știu, întreabă pe maica ta. What? Așa m-am dat comandă din bol să mergem să luăm mașina, măi. Ia să mă încalț eu repede, măi, ne poate, măi. Băi, eu nu știu cum mă văd, că cum ar veni, nu pot să rotesc ăsta, știi? Dați-mi repede o bluză la mișto, ceva frumos, bam. Luăm repede pe ăștia, de unde? De pe Foodshop, cu codul SNIC, 10% reducere, bam, 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 tot. Wow, și ăștia, wow, 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 și ăsta de pe Foodshop. Wow, și aceștia, wow, și aceștia. Uai, deci ce fericită-s, Doamne. Deci nu vă dați seama ce fericită-s, este ireal, ireal. Oh, frumos, bine, bă, băiat. Fără mașină, acum am mașină. Ia uitați ce mișto. Am tuns frumos, bine. Așa gazon când vreodată. Mi-am pus și de astea frumos aici să fac antrenament. Le-am legat aici, aici fac tracțiuni. Și cu mașinuța asta, dacă vă vine să credeți, am făcut frumosețea. Bine, nu e așa, dar totuși prima dată, ia uite. Scuze, mă uitam după mașina dinainte, nu mi-am dat seama că ești tu. Mă uitam după un Toyota Prius, că am avut înainte, stăteam pe gardul ăla, nu te-am văzut. Fraților, avem și noi un sponsor pentru clipul de astăzi, și anume Dice Dreams. Care-i treaba cu joculețul ăsta? M-am jucat și eu cu tovarășii mei chiar când eram pe afară și mie mi-a plăcut, le-a plăcut și lor, sigur o să vă placă și vouă. Ăsta e regatul meu pe care pot să-l construiesc, dar să fie din ce în ce mai mare. Fii atent, bam, ia uite-l, hop. Și bam, îmi fac și o statuie cu mini chiar aici. Ia uite așa. Uitați, aici dacă arunc zarul, pot să primez monede sau cărți de acțiune, da? Adică ori să pe cineva, ori să-i fur monedele, ori să primesc aruncări gratuite. Uite, acum am primit atac și pot să-i atac regatul cuiva. Ia, fii atent, bam, l-am distrus, bam. Și voi puteți să-mi atacați regatul meu, dar asta vă trebuie dacă vă puneți cu sniculeț. Partea tare, atenție, este că în fiecare săptămână apar update-uri și joculeții noi și... și la fiecare nivel ai un regat diferit cu design cute și premii din ce în ce mai mari. Și acum trebuie să-mi arătați că puteți să faceți un regat mai șmecher decât al meu. Dar vedeți că eu îmi construiesc din ce în ce mai mult. Aveți joculețul pe link-ul din descriere, mergeți, instalați. Atacați-vă prietenii, atacați-mă pe mine și distrați-vă. Doamne. 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 Deci am niște emoții de nu vă puteți imagina. Deci eu nu... băi, sunt ca atunci când am luat-o. Bă, exact așa mă simt, nu știu cum. Bă, nu, iar nu vine să cred că ea mea, ești prost. Deci m-am emoționat tot, ești prost. Nu se poate, bă, cred că de asta mi-a dat Dumnezeu, bă, pauza asta. Poate nu apreciam destul, bă, dar o iubeam. Sau tocmai că o veneram prea mult. Dar acum o să fie totul cu limită. Și iubirea asta, și cu limită o să fie. Doamne, maica Domnului, dacă nu. Oai, culoarea asta, Doamne, Doamne, scaune. Ia vezi aici frumosul, ia uite-l pe ăsta, mă, Gionuțule. Uite-o, tată, uite-o, bă, nu vine să cred, n-am mai văzut-o de două luni. Hai să-i dăm primul start împreună. Nici nu mai știu cum se pornește, ia. Hop. Bă. Excelent, excelent. Ia, 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 Trăpescu, ia, 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 hop. Asta zic, tată, asta zic, bă, băiatule, bă. Dacă Trăpescu, bă. Am niște treabă acum, vreau să fiu doar eu cu mașina și după care o să vă mai zic chestii, da? Dar acum o mică pauză. Bă, deci nu știți cum se simte să fiu din nou așa sus. Deci nu pot să cred, nu știți cum se simte. Bun,
Am venit la Big Jumbo pentru că avem de luat ceva pentru niște vloguri. N-am mai luat camera oricum. Nu mă lăsau să filmez camera. Dar vă iau. Așa, deci îmi trebuie tablă de asta. Dar nu de asta, de aia albă, frate, nu este aici. De asta așa albă, dar cu marcări, frate, nu găsesc. Asta, de asta e de copie. Asta era bun așa? Nu, mă, nu. Știți cum am făcut Dr. Love-ul ăla cu Madeline și cu Ilinca? Acum vreau să fac cu Mițu și cu Ariana. Și am nevoie, frate, de tăbliță de aia, că le-am uitat în Bacău, le-am uitat în Golf. Problema e că alea erau toate tăblițele. De unde iau tăbliții cu marcări? Bun. Am luat cartoanele astea colorate, mai multe, că nu știam câte am nevoie, pentru că pregătesc ceva super tare. Ceva la care muncesc de mult și abia aștept să vedeți pentru ce cartoane astea colorate și ce o să fac cu ele. Până la urmă am găsit tăbliții de astea ca să facem Dr. Love, că pe celelalte le-am uitat. Asta e, dacă suntem proști, cumpărăm altele. Am luat și niște markeri pentru invitați, foi pentru gagicuțul la facultate, burez să spele isniculeț vasile și de astea de WC-ul că nu mai sunt. Și facem pipi și să fii. Am adus Volvo acasă și... Mulțumim! După două luni nou, veri! Zici că e nou nouță! Parcă nici nu a fost făcut un Mustang downă totală și volvanul ruptă roata. Mamă, dar cum sunt jantele astea? Nou, nou, deci totul a pus nou, tată. Se vede, uite-l, se vede acolo, nu-i mântar, nu-i uite și pe ăsta l-a schimbat. Și șuruburile sunt. Frate, asta înseamnă firma care se respectă. Dar după două luni ce părere aveți? Era, trebuia să fie așa sau? Două luni în cap. În sfârșit, bă, două, bă, de la niciuna la două. Norocul e că n-a fost lovită asta rău, știi? Că dacă era asta, probabil dura mai mult. Nu știu, deodată probabil le scoteam. A, uitați aici și mă drăi. A, trei cu tot cu alugame aici, bă, ne înmulțim, bă. Într-un minut plecăm să iau pigagicuța de la facultate și arătăm mașina. Bineînțeles că nu i-am spus că am mașina, i-am zis că am mașina lui Varmea. N-am zis la nimeni. Am zis-o și pe mama. Înainte să plec, hai să vă arăt repede ce pregătesc. Și să aflăm cutia asta, nu vă uitați că e de la Food Shop, codul sunt 10%. Nu contează asta. Ce este aici este revoluționar. De foarte mult timp pregătesc asta, dar o să fac eu un vlog special despre asta, acum doar vă arăt. Priviți ce urmează să lansăm, fraților. Doar priviți, fraților, o să fie nebunii. Ați văzut pe Instagram, da, chestiile astea și mai sunt și acolo. Pentru asta am luat și hârtiile ca să fac un super videoclip de promo la chestiile astea. Este spectaculos ce se întâmplă aici, atenție, fraților, atenție. În curând urmează să lansăm chestiile astea, fraților. Ia să fiu primul care o face pe cameră. Bă, blid, ai stricat, mă, totul. Deci acum o să-l sun pe frate meu și o să-i arăt mașina, că el nu știe că am luat-o, nici el, nici mama. Dar știi cum fac, îl sun direct, știi, și îi zic, bă, ce faci, știi cum ar veni și după întorc camera. Fiți atenți cum facem, ia. Ratat. A venit! Aleu, asta, ia ta asta, bă, că nu mai știu cum arăta. Da, bă, nici mie nu-mi vine să cred. Ia, uite, țărani aici. Cum e? Bă, așa au fost și la mine. Ia, stai așa să o ating. Ia, ratat. Hop, și așa, bine. Bă, frumos, bă, du-te puștă. Bine. E ce trebuie? E mult prea ce trebuie. Opa. Dar zici că e nouă, bă, zici că abia cumpărat-o acum. Bă, ratat, uite, mi-am pus de ăsta roșu aici, ratat. Ia, uite. Bă, sfârșit, bă, să moare de nou, că te ținut ăștia o grămadă. Bam, Scurtescu. Bă, parchează cu spatele de acum, bă. Parchează cu spatele. Parchează cu spatele, că dacă ți intră spatele, măcar ți intră în portbagaj. La n-ai nevoie așa de multe reparații. Dar chiar sincer, o pun cred că cu spatele de acum. O dura cam mult. Nu i-am arătat lui Maica. O sun și pe acum. I-am zis că vine peste 2 luni cum ar veni. Peste 2, pe 20, știi că mai durează. Dar o sun acum să-i arăt. Ce faci, bă, mamă, bă? Bine, mă, mamă, dar tu ce faci, bă, mamă? Nu ne-am mai văzut de mult, este? Dar știi pe cine n-am mai văzut mai și de mai de mult de când nu te-am văzut pe tine? A. Ia, uite, aleac. Bine, bine. Aia zic. Zici că e prima dată, ca prima dată, nu? O parcă m-a am uitat, dar acum uite am văzut. Ai. Păi da cum? Da, după două luni. Da. După două luni. Da, dar n-am vrut să vă zic, am vrut să vă fac surpriză cum ar veni, știi? Am zis că hai că nu vă zic, că vin eu direct, dar nu mai puteam, că trebuia să postez vlogul ăsta și am zis, hai că vă fac acum o surpriză. Voiam să vin acasă direct, știi? Fără să vă zic. Gata, frate, după atâta timp îi dăm o leacă, am zis că plec direct, nu știu unde plec, dar plec să conduc. Să... Asta, atâta voiam să vă fac o surpriză, de acum mă duc să editez vlogul. Hai, te anunț că da, pa, 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 pa. Bă, săraci, bă. Deci, acum cât s-au bucurat și ei, mă bucur și eu, es. Deci nu mai să așa pierde. Două luni ești nebun la cap, deci ca nouă, ca nouă ești nebun, ca nouă este. Băi, ce emoție am, cât țipam aici geam de ăsta, de tot blindat, tot am blindat, doamne ferește, doamne ferește. Dar trebuie să trag și niște cadre cu mașina așa.
frumos, bine. Ce se întâmplă, domnule? Mașina e șmecher. După atâta timp. La celelalte ce ai zice? Ți-ai luat de alea sau ai rămâne pe Audi? Geu nu l-aș lua. Bă, sincer, nici eu n-aș lua Geu. Șeptarul. Șeptarul l-aș lua, da, da. Ia să o vedem unde. Da, acum venim. Hai, pa. Pa, pa, pa. Bă, nu știi, bă. Nu știi. Ia, ia, ia. Fii atent că acum vine. Fii atent că acum vine. Săracă, nici nu-și dă seama, bă. Babe, babe, hai. Ce faci, babe? Am pregătit bună, bună, o prea lucru, acolo duc acasă. Ba, mă, babe, mă. Bine ai venit. N-a știu nimic. Bă, în caz că ați uitat, vă mai zic o dată să mergeți să vă instalați Dine Dream, să aveți acolo pe linkul din descriere, mergeți, instalați și distrați-vă. Am pregătit-o că o duc o mașină urât acasă. Bă, dar am venit eu cu... Da. Ce faci? Păreri? Haide, eu nu i-am zis nimic. N-am zis la nimeni nimic, iar. A doua oară, când nu știu nimica.